Ziua de duminică, 28 octombrie 2018, a fost una cu adevărat specială pentru pasionații de mașini. La invitația celor de la Top Cars Club, iubitorii de automobile cu poveste și suflet s-au întâlnit la Voinești, în comuna Lerești, pentru a încheia oficial sezonul estival. Dragostea sinceră pentru mașină a fost condiția de acces la evenimentul care a reunit cunoscători din întreaga țară, peste 200 de participanți fiind prezenți la ceea ce a devenit un salon auto original și decent, organizat în aer liber. Vă salut, prieteni, în primul rând. Țin să mulțumesc primăriei Lerești, domnului primar, care ne-a pus la dispoziție spațiu să organizăm evenimentul. După cum vedeți, foarte multe mașini, un eveniment așa mare avea nevoie de spațiu. Acum ce să zicem, suntem, să zic, la a patra ediție, mai oficială. Prima și a doua a fost mai restrâns, a treia deja ne-am întâlnit la stadion unde au fost mai mulți participanți. Acum, după cum puteți vedea, mașinile de aici, mare parte de la Mioveni, pe partea cealaltă avem de la Vâlcea, de la Mureș, Ilfov, Gorj, aproape toate zonele apropiate. Foarte multe județe au venit lângă noi. Să zic între ghilimele, încheiem vara, că la noi încă e vară, după cum vedeți afară e cald, vremea a ținut cu noi și trebuia să încheiem vara în mod oficial, ca mașiniști, ca pasionați. Altceva ce să zic, în primăvară, ăsta e un pre-event, în primăvară o să ne pregătim de un event mult mai mare, sperăm că tot aici va fi locul. Vă așteptăm în continuare, încă sunt participanți care vin. Sunteți alături de noi și vă mulțumim și presei că e alături de noi. Întotdeauna presa mușelean a fost cu motorsportul mușelean, nu? Mulțumim frumos! Farmecul fiecărei mașini participantă la eveniment este unic, la fel ca proprietarii care le acordă atenția cuvenită, alături de implicarea emoțională menită să le confere modelelor o aură misterioasă, autentică și cuceritoare. Pentru că doar un pasionat adevărat își cunoaște mașina cel mai bine, am aflat mai multe detalii despre ele direct de la îmblânzitorii lor, unul dintre ei fiind mușcelean cunoscut pentru rezultatele excelente la competițiile de profil naționale. Bună ziua, astăzi este duminică, am avut o mică cumpănă aseară, cu toții știm, mică cutremur. Ne bucurăm astăzi pentru un weekend foarte frumos. Este ultimul weekend din anul acesta în care ne întâlnim cu pasionații de mașini, tuning și expo. Eu am venit, sunt prezent cu două mașini, sunt foarte bucuros de vremea bună. Intră la hibernare, el tot timpul stă în garaj și pe perioada rece, sigur, va sta, nu va funcționa. Mașina este un BMW 30, majoritatea știu ca și ursuleț, este o mașină pregătită de drift. Unele mașini ne-au demonstrat că se pricep foarte bine la mișcările din suspensiile pneumatice pe ritmuri de hip-hop. De 4 ani lucrez la mașină și cam acum să zic că este gata, aproape. Mai sunt câteva chestii de făcut și...
Printre aplicațiile telefonului mobil, cele care te pun în contact cu mașina personală pot fi foarte importante, mai ales dacă prin intermediul acestora începe un dans mecanizat. Proiectul cred că a durat undeva la 3 ani, am început acum 3 ani la ea, am luat o originală fere și am început să modific un pic, ba bara, ba praguri, ba difuzor, ba beleron, după aia am decis să iau o suspensie pe aer, montată de cei de la Auto X Customs din București, mulțumesc mult de tot, și am vrut să pun o suspensie să mă ajute cât și la estetică, dar și la stabilitate. Este pus un airlift Performance 2 cu comandă din mașină, cât și de pe telefonul mobil. De la tehnologie ne îndreptăm către mașinile retro, care nu sunt folosite doar pentru expoziții. Cele mai multe dintre ele participă în continuare la concursuri, așa cum este și cazul acestui model clasic. Automobilul în cauză este un Volkswagen Polo MK1 fabricat în 1978. Am achiziționat anul trecut, iar după o recondiționare a părții mecanice și puțin acelei ce ține de caroserie, am început să particip la competițiile sportive. Primul eveniment a fost Klausenburg Retro, ediția a 7-a de la Târgu Secuiesc. Printre pasionați se spune că prietena care îți acceptă afecțiunea ta pentru mașini înseamnă că te iubește sincer. Mihai poate să confirme acest lucru, la fel de bine ca prietena lui. De la primul eveniment la care am participat cu mașina, la Bicaz, acum 3 ani mai exact, acum 2 ani am fost la HDR, la Hunedoara. Mașina, bine, avea altă culoare atunci, a trecut printr-un proces încă o dată de revăsire. Este greu, în primul rând trebuie să înțelegi toată pasiunea, trebuie să ai răbdare, calm și să nu înțelegi. Uneori e o chestie să șer cu băieții sau o întâlnire și nu este în regulă. La final mai trebuie adăugat faptul că respectul și bunul simț au fost ingredientele care au dat o notă de eleganță aparte acestei întâlniri dintre automobiliști organizate de Top Cars Club. La Muscel TV vom difuza un reportaj amplu, la o dată pe care o vom anunța din timp.